Bună ziua, sunt Gabriela Saula, sunt trainer și consilier după divorț, fondatoarea programului Divorce Journey, cu experiență de peste 8 ani în consilierea persoanelor care au trecut printr-un divorț pentru a-și reveni cu mai multă ușurință după despărțire. Iar astăzi am plăcerea să vă prezint o carte care pentru mine a fost o surpriză, pentru că vine cu foarte multe concepte care ne ajută să nu ajungem la divorț, să nu ajungem la despărțire. Cartea se numește Cine e de vină? Este scrisă de John Kim și Vanessa Bennett, publicată la editura Herald. John Kim este psihoterapeut de cuplu și familie, fiind cunoscut sub numele de The Angry Therapist. Iar Vanessa Bennett este psihoterapeut de cuplu și ea și de asemenea specializată în situații de codependență. Ce m-a atras această carte, Cine este de vină, este o abordare a relației de cuplu care pune accent nu neapărat pe aflarea vinovatului, de nici nu pe învinovățire, ci pe găsirea soluțiilor. Iar așa cum este scrisă cartea, este împărțită în trei capitole importante. Primul capitol se numește Supraviețuiește impactului și se referă la impactul emoțional pe care îl avem la începutul relației, atunci când începem să traversăm anumite crize și felul în care reușim să gestionăm acest impact emoțional, cum reușim să traversăm crizele fără să ne învinovățim unul pe celălalt. Ceea ce John Kim și Vanessa Bennett sublinează în această carte este că atunci când partenerii se uită la ceea ce celălalt face greșit și nu găsește acel loc de vulnerabilitate în care să-și dea seama că și el contribuie cu ceva la dinamica relației, deci în clipa în care partenerul caută răspunsul sau învinovățirea la celălalt partener, relația nu funcționează. Și în practica mea de peste 8 ani de zile am observat că multe dintre divorțurile pe care le-am asistat au avut loc din cauza acestei lipse de comunicări sănătoase între parteneri și mai ales din cauza faptului că niciunul dintre parteneri n-a vrut să-și asume responsabilitatea situației de criză în care se afla. Primul capitol, prima parte a acestei cărți, se vine cu niște capitole interesante. Primul capitol, în sfârșit, cineva care are instrumentele, am sfeclit-o, și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, este o aberație. Cup de fudră semnalizează, de fapt, o disfuncționalitate. Găsește frumusețea în diferențe și iubește ca și cum totul are să se sfârșească. Deci, din titlurile acestor capitole, vedem deja că abordarea din această carte este total diferită de anumite lucruri pe care le-am preluat până acum și le-am considerat general valabile. Și acest lucru deja ne stârnește interesul să trecem la a doua parte a cărții, care se numește Înnoată ca să treci de brizanți. Ce înseamnă acest lucru în această carte a lui John Kim și Vanessa Bennett? Se referă la faptul că atunci când cuplurile evoluează în relație, de multe ori apar conflicte, adevăratele probleme, adevăratele condiționări care ies la suprafață, felul în care au fost crescuți, în felul în care au văzut viața, iar aceste conflicte trebuie traversate în așa fel încât să trecem de această primă etapă și să mergem către o relație sănătoasă. Capitolele din această a doua parte se numesc Înnoată ca să treci de brizanți, iubește fără trecutul tău, ți-am găsit cercelul, nu asta am spus, a dat bir cu fugiții înseamnă înțelegerea stilurilor de atașament și cum să te cerți fără să te cerți. Deci, practic, acest al doilea capitol din nou ne vorbește despre o comunicare sănătoasă și despre faptul că e mai ușor să cauți inovații, însă este mai eficient să găsești soluții. Iar cea de-a treia parte a acestei cărți se numește Construiește ceva trainic. Iar aici autorii sublinează felul în care noi gestionăm conflictele, felul în care comunicăm. Putem face ca din provocările vieții, pentru că, desigur, în toate cuplurile apar provocări, putem transforma aceste provocări în oportunități de creștere și de întărire a cuplului. Iar această treia parte are iarăși câteva capitole interesante, care se numesc Nu sunt mamă, nu-mi ești fiu, despre codependență, cum să păstrezi dorința vie, gelozia, iubirea și banii, și dacă nu mai simți acel ceva, și umpleți spațiu cu lucruri care chiar contează.
Și cea de-a treia parte este foarte importantă și ne ajută foarte mult să navigăm prin lumea complexă a cuplurilor. Iar din experiența pe care am acumulat-o în acest program în Divorce Journey, am văzut că foarte multe cupluri se destramă, deși se iubesc, deși există încă sentiment între cei doi parteneri, din faptul că nu știu să gestioneze conflictele, nu știu să comunice corect, în așa fel încât să fie centrați pe soluție și nu pe problemă sau pe găsirea vinovaților. Prin urmare, dacă ești în situația în care simți că în relația ta lucrurile nu mai funcționează cum te-ai dori sau simți anumite blocaje sau vrei să previi, practic, apariția unor situații de acest gen, cartea vine cu instrumente extrem de practice, dar și foarte profunde. Și citind această carte din scoarță în scoarță, vei găsi răspuns la foarte multe dintre întrebările pe care le poți avea și pe care le aud în fiecare zi în cabinet. Prin urmare, recomand această carte de la editura Herald, Cine e de vină, și sunt convinsă că va aduce foarte multă claritate în viețile multora dintre noi.